Domnul Dumnezeu nostru se definește prin a fi, el zice, eu sunt. Înseamnă că toți cei care suntem după chipul lui și vrem să ne asemănăm cu el. Este bine să reconsiderăm mereu viața noastră pe principiul lui a fi, pentru că principiul lui a face și principiul lui a grăi este foarte prezent în viețile noastre. Dar Dumnezeu nostru ne cheamă să fim, ne cheamă să fim asemenea lui, ne cheamă să fim precum el este. E bine să cugetăm un pic mai mult la aceasta, pentru că misiunea noastră, chemarea noastră, rostul nostru, mărturia noastră pe care o dăm astăzi depinde de acest lucru. Mărturia noastră nu mai are așa greutate și nu mai are așa credibilitate și nu mai are așa impact și nu mai cucerește inimile datorită faptului că noi nu mai suntem ceea ce spunem, nu suntem de plin ceea ce spunem și nu împlinim ceea ce suntem și nu corespunde ceea ce facem cu ceea ce suntem și cu ceea ce spunem sau corespunde tot mai puțin. Înaintașii noștri spuneau mult mai puțin, făceau ceea ce făceau, dar erau chipul lui Dumnezeu, chipuri ale lui Dumnezeu în vremurile în care trăiau și în societatea în care trăiau.